Bine ați venit! Cea mai frumoasă și cea mai performantă echipă a Partidului Social Democrat din România. Sunt extrem de onorat să ne întâlnim iarăși aici, într-un număr atât de mare, într-un moment extrem de important, pentru că, pe lângă chestiunile organizatorice, astăzi vom valida candidaturile pentru fiecare din UAT-urile Buzăului, cu excepția municipiului Buzău, care a fost deja validată în CPN-ul, CPZ-ul trecut și în CPN-ul de la București. Vom pune conduceri interimare în 10, nu? Din UAT-urile Buzău la organizațiile PSD locale. Și în rest vom discuta și noi și dumneavoastră despre ceea ce trebuie să facem pentru ca această campanie electorală cu duble alegeri, complicată într-un fel din punct de vedere al comunicării, pentru că veți fi pe listele de candidați la primărie și consilii locale cu sigla PSD, dar va trebui să susțineți și o listă care are sigla PSD și PNL. Dar este foarte important acest lucru, l-a explicat Marcel Ciolacu în nenumărate rânduri. O să zic și în două vorbe, este extrem de important să avem această alianță pentru alegerile europarlamentare. Odată, mutând alegerile lângă euro, cele locale, vom asigura o prezență mai mare la vot, în general la euro nu prea vine lumea și atunci trebuie să avem o prezență mare care să valideze candidați și aleși pentru Parlamentul European care să țină drumul pro-european și pro-atlantic. Și ne bazăm pe dumneavoastră pentru a avea un scor foarte bun. În acest moment, sondajele dau peste 50% în București pe lista comună, peste 60% și mai bine în multe din județele din țară. Este important, în al doilea rând, pentru că singura alianță posibilă pentru guvernarea României și în anii următori este aceea dintre PSD și PNL. Suntem adversari istorici cu Partidul Național Liberal. Sunt foarte multe nelămuriri, domnule, de ce să-i salvăm, de ce să tragem. Este foarte important pentru acest cuvânt, care sper să nu se demonizeze, pentru că e foarte important pentru stabilitatea acestei țări. De când PSD-ul este la guvernare împreună cu PNL-ul, după dezastrul lăsat de guvernarea anterioară, se vede că lucrurile se schimbă bine. Am zis și ieri la festivitatea de primire de noi membri la municipiu, dacă aveți puterea, sigur, asta înseamnă să nu mă vedeți pe mine, dar vă recomand totuși să faceți această alegere și să nu vă uitați la televizor. În secunda în care vă uitați la televizor, suntem într-un alt fel de Românie. E un dezastru, nici nu știu cum să-l numesc. Viața, în schimb, arată și oamenii cu care vorbim arată că măsurile luate au fost corecte, calitatea vieții oamenilor, veniturile, lupta cu inflația, investițiile, este pentru prima oară când din deficit investițiile sunt mai mari decât consumul. Este evident că lucrează în favoarea țării și în favoarea oamenilor și oamenii știu acest lucru. Și în această campanie vom avea ce spune, și mă bucur, fundamental de acest lucru. Vom avea ce spune despre ceea ce s-a făcut în fiecare din comunitățile dumneavoastră și nu există comunitate să nu fie avut proiecte, ce s-a făcut la Buzău, ce s-a făcut la Consiliul Județean, prin efortul domnului Neagu și a echipei pe care a avut-o acolo. Deci avem ce să spunem oamenilor și avem planuri pentru anii care vin. Suntem, cred, în pragul unui scor istoric pentru Buzău. Nu vreau să o iau ca un angajament, că angajamentele vin și cu penalități la sfârșit, dar ca promisiune aș vrea să ne propunem să fim pe locul întâi pe țară. Am fost pe 3 cu Olt Giurgiu, am fost pe 2 cu Olt înainte, i-am zis colegului Marius Oprescu de la Olt că e momentul să se uită la noi în retrovizoare, să ne uităm la el în retrovizoare, pentru că avem tot ce ne trebuie pentru acest lucru. Suntem foarte pregătiți. Avem materiale, avem logistică, avem tot ce trebuie pentru a avea o campanie de succes și toți oamenii pe care îi vedeți aici vor fi implicați direct în fiecare din unitățile dumneavoastră administrativ-teritoriale pentru a transmite mesajele și a convinge lumea să meargă cu noi. Avem 87 de UAT-uri, Marcel Ciolacu ne-a lăsat cu 77 din 87, noi am reușit să câștigăm 69 din 87, dar am avut
Nu știu dacă mi se cuvine nouă neapărat, dar sigur am avut și noi merit, că am rămas din 69 cu 84 de primari. E un lucru extrem de important care arată că oamenii văd că lângă Partidul Social Democrat se poate construi. Suntem o echipă în care se discută, suntem o echipă de amici, suntem o echipă care ne vedem și la muncă, și la sărbătorile fiecăruia. Asta nu se poate strica și asta nu poate lucra decât pentru bine. Eu o să las pe Romeo acum să desfășoare lucrările CPJ-ului în conform ordinii de zi. După care o să-i rog pe domnul Neagu, domnul Toma să ia cuvântul pe domnul Cârjan. Apoi, la sfârșit, vă așteptăm și pe dumneavoastră. Vreau să fim foarte motivați. Nu e nimeni mai bun ca noi. Se vor lucra sau se va lucra într-un mod în care Partidul Social Democrat nu mai lucrează de foarte mult. Nu va fi o luptă foarte corectă în multe din locurile unde dumneavoastră activați. Dar sunt convins că oamenii, indiferent de toate tentațiile la care vor fi supuși, vor înțelege care este drumul corect pentru comunități, pentru județi, pentru municipii și pentru țara în general. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență, vă mulțumesc pentru tot efortul, tot ceea ce s-a întâmplat până acum bun în județ vi se datorează, pozițiile noastre de la București vi se datorează și suntem convinși, acum eu am noul serviciu de a candida și la președinția Consiliului Județean, sunt convins că împreună vom avea un scor care să ducă nu numai la majorități absolute în cele două consilii importante la nivel județean, la Consiliul Municipiului, la Consiliul Județului, dar că și în toate localitățile dumneavoastră nu veți avea probleme în constituirea majorităților. Încă o dată mulțumiri și în aplauzele dumneavoastră, domnul Romeo. Bună ziua, familia PSD! Avem cea mai bună echipă pentru Buzău. Avem și avem încredere în această echipă. Este cea mai importantă organizație și cea mai puternică organizație din județul Buzău. Și din data de 10 iunie vom fi cea mai puternică organizație din țară. Cu privire la convocarea Consiliului Politic Județean al PSD Buzău, în data de astăzi, 4 aprilie, ora 11, Părintele Stareț, Patriarhul nostru, domnul Gabonezu, mi-a spus să citesc tot, să nu sar nimic, se convoacă ședința Consiliului Politic Județean al PSD Buzău în ședința ordinară în data de astăzi, în sala mare a Consiliului Județean. Ordinea de zi este următoarea. La punctul numărul 1. Prezentarea și aprobarea hotărârii privind acțiunile principale din campania preelectorală pentru alegerile administrației publice locale din 9 iulie 2024. La punctul numărul 2 avem și cu îngăduința lui Gabi, aș vrea să schimbăm puțin poziția 2 cu 3 și să avem la punctul numărul 2. Prezentarea și aprobarea hotărârii privind numirea președinților interimari ai organizațiilor locale comunale din următoarele localități. Beceni, Bozioru, Calvin, Cătina, Chioșdu, Burateghi, Năieni, Scutendi, Știsău, Vadupașii, Vernești și Ziduri. Iar la punctul numărul 3, prezentarea și aprobarea hotărârii cu privire la candidaturile propuse pentru funcția de primar al OAT-urilor din județul Buzău, precum și a candidaturii pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Administrativ. Aceste trei puncte sunt pe ordinea de zi. Trebuie să și votăm cine este pentru. E cineva împotrivă? Se abține cineva? Nu. Până să reluăm ordinea de zi la punctul numărul 1, aș da cuvântul președintelui Consiliului Județean prin vicepreședintele Organizației Județene, domnul Neagu Petre Emanuel. Bună ziua, lucrurile importante, nu-i așa s-a spus. Ăsta este adevărul. Doar vreau să-l corectez puțin pe domnul secretar general. Nu suntem cea mai mare și importantă și cea mai bună organizație a Partidului Social Democrat din România. Doar alegerile din 9 iunie doar o să certifice acest lucru. De ce? Pentru că uitându-mă în sală, sunt oameni care au îmbrățișat social-democrația, valorile Partidului Social Democrat de foarte multă vreme. Sunt în sală prietenii noștri, dar în primul rând sunt prietenii cetățenilor acolo unde domniile lor sunt primari, consilieri, viceprimari și așa mai departe. Ce vreau să spun, e o nouă etapă, dacă vreți,
nu numai din viața noastră. Să știți că vine o nouă etapă, că vreau să merg puțin să fac o acoladă pentru România. De ce spun lucrul ăsta? E o perioadă, dacă vreți, pun ghilimele de rigoare, puțin atipică pentru toată lumea. Dar noi am demonstrat, prin Partidul Social Democrat, prin Organizația Județeană Buzău, de ce spun lucrul ăsta? Pentru că Organizația Județeană Buzău, prin valoare, prin calitatea oamenilor, prin frumusețea oamenilor, prin dragostea față de oameni pe care noi avem, am reușit să dăm nu numai președintele Partidului Social Democrat, să dăm chiar și premierul României, și asta practic cred că este o mândrie pentru noi toți și asta ne certifică, dacă vreți, și valoarea. Tocmai de-aia am vrut să spun acest lucru. În rest, vin alegerile. Alegerile vin și trec, nu-i așa? Dar de ce sunt tare importante? De data asta sunt și alegeri europarlamentare. Da? Așa cum vă spuneau și colegii mei, la alegerile europarlamentare nu prea, eu știu, lumea nu este atât de interesată. Dar noi trebuie să dăm dovadă că atât reprezentăm interesele noastre ale UAT-urilor, dar și interesul României și nu numai, pentru că alegerile acestea europarlamentare și implicit cu alegerile locale vor certifica ceva pentru stabilitatea României. Că această coaliție condusă de Partidul Social Democrat, având în frunte, bineînțeles, pe președintele Partidului, premierul României, Marcel Ciolacu, împreună cu aliații noștri, să spunem, Partidul Național Liberal, va aduce nu numai stabilitate României, ci ne va aduce prosperitate nouă tuturor, deci implicit cetățenilor acestei țări. În rest, nu vă dau eu lecții, știți foarte bine, mulți sunteți angrenați în campanie electorală de zeci de ani, știm ce avem de făcut, știm ce trebuie să facem, dar, într-adevăr, fiecare trebuie să lucrăm în echipă și fiecare să încercăm în campanie electorală și nu numai, să dăm ce e mai bun din noi. În rest, ce să vă spun eu? Să avem succes. Vreau să... Și să știți că sunt tare, tare degajat și liniștit așa. Vreau să urez succes președintelui nostru și colegului nostru, domnul Romașcanu, care cu siguranță, din 9 iunie, va fi ales de către cetățeni și prin munca noastră și a dumneavoastră, viitorul președinte al Partidului este, al Consiliului Județean. Mandatul, într-adevăr, îl va primi în luna octombrie, dar eu cred că este un lucru firesc. Cu siguranță se va continua lucrurile bune care le-am făcut împreună, se vor corecta anumite lucruri care nu s-au făcut, pentru că nimeni nu este fără de greșeală, toți mai greșim. În rest, eu vă spun foarte clar, chiar dacă au fost zvonuri, chiar dacă uneori au fost anumite firesc să fie așa, n-a fost niciun fel de luptă. Eu am stat de vorbă cu președintele nostru, cu domnul Marcel Ciolacu, am ajuns la o concluzie că s-a încheiat un drum și este normal să fie așa, probabil cu voia dumneavoastră, ca să nu creadă cineva că cer ceva, noi n-am cerut niciodată nimic și nu e niciun fel de problemă, am ajuns la concluzia că aș putea candida la Parlament. Da? Bun. Dar asta mai este până atunci. De ce am făcut această poveste și ne-am lăsat că tot vin tot, am o rugăminte la domnii voastre. Nu mai întrețineți zvonul. Până la urmă, și cu mine, și fără mine, și fără altul, viața merge înainte, să știți. Eu știu foarte clar ce am de făcut, știu foarte clar că mi-a intrat în cap, mie ca și idee, ca persoană fizică, că să fac eu cât pot. Eu, la mine în curte, eu știu, mai cunosc pe câte cineva, ca nu să fiu tare liniștit că am făcut totul, eu ca persoană fizică și implicit ca membru de partid, ca 9 iunie să fim cea mai puternică organizație a Partidului Social Democrat, iar în septembrie, eu chiar îmi doresc din tot sufletul meu că-s buzoian și am un patriotism așa local, să dăm și președintele României. După aia vedem noi ceva mai urma. Încă o dată vă mulțumesc și mulțumesc. Dragi colegi și dragi colegi, e un moment important, un moment de bilanț, dacă vreți. Suntem din nou propuși
cei care sunteți pe funcție acum, cei care nu sunteți, veți gusta aproape 100% din ceea ce înseamnă această responsabilitate și onoare, dar și responsabilitate extraordinară pe care o avem. Practic, sunt la a treia candidatură, întotdeauna trebuie să vorbești mai întâi despre tine și formă la general așa. Și în 2016 și în 2019, atunci la europarlamentare, și în 2020, era o ură aproape materială împotriva PSD-ului. Acest lucru s-a schimbat. Acum suntem în fața alegătorilor noștri, așa cum suntem noi. Mai deștepți, mai froști, mai urâți, mai frumoși. Venim în fața electoratului buzoian, în primul rând, cu realizările noastre. Pentru că de-aia ne votează oameni. Iar cei care sunteți noi, propuși acum, veniți pe realizările sau nerealizările celor care au fost înaintea dumneavoastră. Avem o responsabilitate extraordinară și chestia asta se mănâncă cu foarte multă muncă și cu foarte multă jertfă și primarul este cel care este cel mai bătut, dacă vrei, și nu spun prostie aici, cel mai amenințat. Își pune în pericol de fiecare dată și sănătatea și libertatea și știți despre ce vorbesc, încercând să faci bine oamenilor. De multe ori nu ți iese, trebuie să recunoști atunci când greșești și eu am greșit. Sper să, când am greșit așa puternic, așa de puternic, reacția oamenilor este pozitivă, se văd lucrurile care s-au realizat. Sunt o mulțime de proiecte de acest lucru. S-a făcut mult, dar mai avem mult, mult, mult de făcut. Și este evident că și echipa de la, care va fi aleasă la, vorbesc de viitorii consilieri locali, și eu și echipa mea, bineînțeles că avem și mai mult de lucru decât am avut până acum. Așa cum spunea și Romeo, suntem cea mai puternică organizație de municipiu PSD din România și prin faptul că l-a dat pe Marcel. Dar vorbești ca rezultate, două treimi în Consiliul Local, primarul cel mai ales din România la nivel de municipiu, vorbesc de subsemnatul. Bineînțeles că ne propunem și noi să, în continuare, să fim acolo sus, pentru că facem bine și partidului și numai Marcel Ciolacu, dacă vreți, pentru că un rezultat bun aici se reflectă puternic și la București. Și domnul președinte Rumașcanu, sper în toamnă să, atunci când vor fi și alegerile parlamentare și, desigur, vom avea rezultate bune și atunci Buzăul să fie și mai bine reprezentat la nivel central, în ceea ce înseamnă, eu știu, Parlamentul României, Guvernul României. Vă doresc mult succes, avem o mare responsabilitate, nu ne ducem să sunt primar și sunt vedetă, sunt primar ca să muncesc și să facem cât mai bine oamenilor. Asta este prima chestie care trebuie făcut. Restul, în fiecare zi să ne gândim la treaba asta mai întâi și pe urmă la noi. Dacă nu este treaba asta, vor reuși. Dacă nu, nu. Vă mulțumesc și mai mult. Un sentiment de mândrie mă încearcă văzând sala. Sunt fericit, sunt mândru că fac parte din această echipă. Așa cum spunea domnul președinte, cea mai importantă, cea mai puternică echipă, cea organizație din țară. Trebuie să și dovedim lucrul acesta. Cred că sunt, prin ceea ce voi spune, la sentimentul tuturor colegilor primari. Oameni buni, ați muncit 4 ani, ați fost generoși cu munca și lucrul acesta se vede. În toată România, dar în mod special în județul Buzău, eforturile dumneavoastră se văd, fiecare localitate s-a dezvoltat, cum nu cred că am mai făcut-o în alte vremuri. De asemenea, și județul este dezvoltat. Și deși domnul președinte spunea că nu ar fi momentul sau nu e vremea angajamentului, zic noi primarii să facem un angajament, pentru că a venit vremea să dăm partidului ceea ce ne-a dat până acum, pentru că partidul a fost și în susținerea pe care am avut-o de la Consiliul Județean, de la domnul președinte Petre Emanuel Neagu și de la parlamentarii noștri în frunte cu domnul președinte Lucian Rumașcanu și de la Alex Stoica, pe care salutăm și care ne-a ajutat de fiecare dată când am avut nevoie și nu în ultimul rând, sau mai ales, datorită domnului președinte Marcel Ciolacu pentru tot traseul pe care Partidul Social Democrat l-a avut în ultimii ani, de când este la conducere și mai cu seamă ceea ce s-a întâmplat în județul Buzău. Așa că haideți să vorbim, până acum am muncit, haideți să spunem oamenilor ce s-a întâmplat în localitățile noastre, pentru că dacă nu vom face noi, nu va face nimeni în locul nostru. Trebuie să aveți curaj, trebuie să aveți putere,
să lăsați deoparte grijile, pentru că știu că sunteți în continuare împovărați de sarcini de serviciu, și două luni să lăsăm totul la o parte pentru acest scor pe care ne-l dorim cu toți. Domnul președinte Marcel Ciolacu merită susținerea noastră, a lăsat organizație puternică, dar trebuie să fim numărul 1 pentru alegerile din toamnă. Sunt în sală oameni dragi, dar unii sunt cei mai dragi mie, așa că vom face împreună tot ce va depinde de noi, ca ceea ce spunea domnul secretar executiv să se și adevărească. Vă mulțumesc! Evident, în această campanie electorală nu se poate, chiar nu se poate, fără doamne. Și avem aici reprezentanta organizației pentru femei, doamna domnișoara Oana Gheorghiu. Ioan, tuturor, în numele Organizației Femeilor Social-Democrate vreau să vă felicit din tot sufletul. Suntem mândre că avem candidați atât de puternici și de multă experiență, de votați care au realizat foarte multe lucruri pentru comunitățile în care oamenii își desfășoară activitățile și își trăiesc viața. Vă doresc mult succes și sunt sigură că împreună suntem și vom fi cei mai buni. Și de asemenea sunt sigură că vom realiza în continuare proiecte deosebit de importante de care comunitățile în care ne desfășurăm activitățile au nevoie. Felicitări și mult succes! Cine se ne ia locul decât organizația de tineret? Costin Stanciu! Mulțumesc, Romeo! Să știți că atât eu cât și Oana am fi avut mai multe lucruri să spunem, dar Romeo ne-a șochit acum, vedeți că aveți doar 60 de secunde. Așa că o să încerc să fiu scurt și eu. Bună ziua, în primul rând. Organizația de tineret, să știți că a crescut foarte mult în ultimii ani și chestia asta se datorează faptului că împreună cu colegii mei, că îi văd aici în sală pe Dodo, pe Florin, pe Sebi, da, și mulți alți colegi, am reușit să construim o organizație de tineret, una dintre cele mai puternice din țară, poate chiar cea mai puternică. Acest lucru se va dovedi după primul rând de alegeri și cred eu că și după acest an. Avem o echipă nouă, echipă de tineri care sunt foarte bine pregătiți pe domeniile lor și pe care să știți că vă puteți baza în campanie. Așa că cu sprijinul organizației de tineret, cu sprijinul organizației de femei, cu energia pe care noi tineri o avem și cu entuziasmul cu care venim și cu experiența dumneavoastră, sunt convins că vom fi pe primul loc. Mulțumim și succes tuturor! Să avem succes! Întotdeauna avem nevoie de experiența seniorilor noștri. Și aș vrea să dau cuvântul și președintelui organizației senior, domnul Cușcu Alexandru. Pentru că majoritatea lucrurilor au fost spuse până acum, vreau să vă spun o constatare și anume că niciodată, probabil, în istoria acestui județ nu au fost injectați atâți bani în infrastructură, în lucrări, în investiții, cum au fost în perioada de când președintele nostru este la vârf, mă refer și când a fost în echipa domnului Tudose și acum de când este premier. Și vorba unui primar, numai aleile la cimitire au fost asfaltate, că rest se vede pe în tot județul schimbare. S-au modernizat drumuri, s-au făcut investiții în infrastructură de toate felurile, în poduri, în tot ce a fost necesar. Și a doua chestie care vreau să vă spun și care aș ruga să, pe cei care vor fi aleși să o aibă în vedere, consider că viitorii aleși ai noștri în Parlament, în structurile de conducere, vor trebui să schimbe un pic registrul, în sensul că vis-a-vis de Europa ar trebui să adoptăm un pic o atitudine mai demnă, să ne îndreptăm spatele, să ne apărăm interesul național cu mult mai multă putere decât s-a făcut până acum. Succes tuturor în noua campanie, sper să câștigăm și să ieșim victorioși pe toate palierele. Se aprobă programul acțiunilor electorale, ce este necesar să fie îndeplinite în tocmai și la timp pentru desemnarea candidaților la funcția de primar, Consiliul Local, Consiliul Județean, președintele Consiliului Județean. Programul acțiunilor electorale este prezentat în anexa parte integrantă a acestei hotărâri.
desemnarea candidaților la funcția de primar în cadrul comunelor, orașelor și municipiilor. După cum știți, a avut loc un consiliu politic județean săptămâna trecută și au fost aprobate două candidaturi dintre ele, pe care le vom prezenta și astăzi, în persoana domnului președinte Romașcan la Consiliul Județean, la președintele Consiliului Județean și domnul Tomo Constantin la funcția de primar al municipiului Reșința de Județ, Buzău. Municipiul Râmnicu Sărac, domnul Sorin Cârcean. Orașul Nehoiu, domnul primar Ionuț Milea. Privit, vă ridicați și picioare, corect. Nici nu vă cunoaște. Domnul primar al orașului Pătârlacele, Gherghiceanu Ion. Orașul Pogoanele, Dumitrașcu Florin. Comuna Amaru, domnul primar, Croitorul Constantin. Este. Domnul primar al comunei Bălăceanu, Jean Boicică. La primăria Valdalbă, domnul primar Marin Ionel. Comuna Beceni. Primarul și noul nostru primar, domnul Burlacu Adrian. În comuna Berca, un nou candidat, domnul viceprimar Ionescu Denis Eugen. Bisoca, cea frumoasă, domnul Stemate Florin. Blăjan, comuna Blăjan, domnul Ispas Gheorghe. Acolo trebuie să câștigă neapărat că mama e de acolo și n-am ce face. Comuna Boldu, părintele primarilor noștri, domnul Mărgărit Marian. Un nou candidat în comuna Bozioru, domnul Spătaru Marian. Comuna Vrădeanu, domnul Sava Dumitru, președintele organizației Vrădeanu. Comuna Braza, domnul Adrian Drugă, domnul primar. Comuna Buta, domnul primar Tudose Ion. Bun venit domnului primar Crăciun Costel, Cearosechi. Lângă noi s-a alăturat domnul primar al comunei Calvin, domnul Bântucal Valeriu. A revenit. Comuna Cănești, domnul primar Marin Stoica. Și cel mai tânăr candidat al PSD în comuna Cătina, Cojocaru Constantin Cătălin. Succes, Cătălin, că ai nevoie. Din nou, un tânăr candidat, nou candidat, Stănilă Valentin Sebastian, comuna Cernătești. Comuna Chiriile, evident, domnul Zaman Sorin. Comuna Chioșdu. Bun venit, domnule primar Neamțu Gheorghe. Cilibia, domnul primar Enache Ion. Cizlău, bun venit, nou candidat, Coman Ion. Cochirleanca, domnul primar Nicolae Stancu, s-a alăturat echipei noastre. Comuna Colți, s-a alăturat echipei noastre, de asemenea, domnul Ștefan Gheorghe. Costești, unul din frații Gioabă, Gioabă Nicolae. Cozien, domnul primar Panaitescu, Gigel Daniel. Florica, domnul primar Zaharia Ion. Gălbinaș, domnul primar Dragomir Dumitru. Gherăsen, domnul Țintă Vasile, domnul primar. Gherghiasa, domnul primar Gheorghe Vasile. Glodeanu Săra, domnul primar Stoica Neculai. Glodeanu Siniștea, domnul primar Popescu Gabriel. Un alt tânăr candidat, domnul Lifinoiu Vasile, comuna Grebăru. Un alt tânăr candidat, comuna Durateghi, Chirac Adrian. Un alt tânăr candidat, comuna Largu, Pasăre Claudiu. Un alt tânăr candidat, Oancea Marian, comuna Lopătari. Domnul primar al comunei Luciu, Frățile Mircea.
Tot în el. Domnul primar al Comunei Măgura, Gârstea Daniel. Domnul primar, de asemenea tânăr, Moldoveanu Viorel, Comuna Muntelești. Domnul primar al Comunei Mărăcineni, Constantin Dumitru. Domnul primar al Comunei Mărgăritești, Ungureanu Fănel. Domnul primar Chircă Ștefan, Comuna Merei. Mihăilești, domnul Petre Dorinel. Movila Banului, revoluționarul nostru Moise Dorin Romică. Murcești, domnul Negraru Ionel. Alt revoluționar. Năieli, una dintre doamnele noastre la funcția de candidat la funcția de primar, doamna Proșcaru Tatiana. Odeile, domnul Gram Atache. Padina, bun venit, domnule primar Chiriță Ionel. Părătău, domnul primar Stoica Nicolae. Pardoș, bine ați venit, domnul primar Preda Iulian. Domnul Mihai Daniel, Comuna Pârțco. Pietroastele, candidat nou, domnul viceprimar Bănică Ionel. Podgoria, domnul Chiru Marius, da? Viorel. Poșta Câlnău, domnul Munteanu Sorin. Bine ați venit, doamna primar Puiești, doamna Pâlea Rungita. Dragovițen Manu Vergilius Luis. Râmnicelu, nou candidat, tânăr, de asemenea, domnul Burlacu Fener. Doamna primar Vlad Domnica Robeasca. Rușețu, tot tânăr candidat, nou candidat, Samuel Marius. Săgeata, Tănase Sorin, domnul primar. Săhărtăi, domnul primar, Alexandru Marius. Săpoca, Manea Laurențiu Iulian. Tânăr, veșnic tânăr. Sărulești, domnul Dinu Nicolae, domnul primar. Scorțoasa, bun venit, domnule primar, Săpuiu Vasile. Siriu, tânărul nostru primar, Voicu Constantin Dracu. Zmeieni, domnul Andrei Ion, domnul primar. Celălalt job al nostru, stâlpul, domnul Geabo Stelian. Țintești, noul nostru candidat, domnul inginer Vasile Victor. Tisău, bine revenit acasă, Mihai Cristian Ionel. Toplicen, domnul primar Panțuru Viorel. Ulmen, domnul Armeanu Valeriu. Unguriu, domnul primar Tirizică Gheorghiță. Bine ați venit, domnule primar Firon Gheorghe, Vadu Pașii. Bărăgan Liviu, Vâncelele, domnul primar. Domnul primar Galbenu Marian, Valea Râmnicului. Nou candidat la Valea Salciei, domnul viceprimar, viceprimar Gavrilă Dorin. Evident, la Vernești, domnul Năstase Daniel, domnul primar. Celălalt Coman Ion, nu cel de la Cizlăul, de la Vintilă Vodă, domnul Coman Ion, domnul primar. Viperești, domnul primar Dedu Romi. Nou candidat și de asemenea tânăr, domnul viceprimar Dinu Victor Marian Zărnești. Ziduri, domnul primar, bine ați venit, domnul Buzea Viorel. Și cred că am sărit, da, e bine că am sărit, că rămâne la urmă și cel de la urmă e ținut minte. I-a spus eu, mi-a invitat acum. Când eram în poziție. Bine ați venit, domnule primar, Rusen Constantin, Comuna Stâlpenii. Aceștia sunt candidații propuși pentru funcțiile de primar din cele 87 de OAT-uri și evident municipiul Buzău, domnul Toma Constantin.
și, evident, domnul purtător de cuvânt, lider al senatorilor PSD, ministrul, președintele Organizației Județene, domnul Romașcanu Lucian. Vă felicit pe toți, vă doresc succes și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți și județul Buzău. Domnule președinte, mulțumesc din suflet, în primul rând, domnului președinte Neagu. După 20 de ani ca vicepreședinte și președinte de Consiliul Județean cu realizări efectiv importante, a decis să se retragă și sunt convins că va fi un câștig pentru Parlamentul României. Acum am preluat eu, sper să fiu cel puțin la fel de bun, energic, pentru puțin mai mult decât acolo. Asta cu multe funcții, a mai fost unul și l-ați împușcat în decembrie din luni. Adevărul este că e o onoare pentru mine să fi fost prin munca dumneavoastră primis în Parlamentul României și acolo să fi câștigat încrederea conducerii superioare și să am aceste responsabilități de care sper că m-am achitat cu succes. Alte mulțumiri importante pentru... nu se întâmplă des. Și e un lucru de apreciat, de pomenit și de urmat în viitor. Mulțumesc domnilor primari care au decis să facă un pas lateral și să lase noua generație să candideze. E un lucru de un altruism pe care în politică nu prea-l vezi foarte des. Felicitări celor, nu o să-i nominalizați acum, celor care au luat această decizie. Felicitări celor și mulțumiri celor care au înțeles că în acest proces, și pentru că este media aici, n-a racolat nimeni pe nimeni, a fost un proces firesc de venire în echipa care acei domni primari au considerat că le va servi cel mai bine interesele comunităților locale. Și felicit și le mulțumesc colegilor din Partidul Social Democrat care au înțeles că trebuie să facă echipă cu cei noi veniți, astfel încât să maximizăm șansele electorale ale fiecărei localități. Și la sfârșit, vă mulțumesc, domnule Toma, este de departe cel mai important aducător de voturi la bazinul electoral general al județului și împreună cu dumneavoastră să facem tot ce avem de făcut, să câștigăm alegerile acestea, nu pentru noi. Cel mai important lucru în politică este să nu uiți că ești acolo printr-o încercare a destinului care vine de la Dumnezeu, că îl pomenim destul de rar și e păcat, și că suntem în pozițiile respective pentru oameni. Și dacă facem acest lucru și suntem atenți să nu greșim, iarăși că e media aici, orice chestie pe care o facem, chiar dacă nu este făcută cu voință sau reintenționată, poate fi interpretată. Avem un lucru foarte clar, o campanie legală, electorală, un comportament ireproșabil, eu mai greșesc, în spațiul public și să convingem oamenii prin fapte și prin promisiuni pe care le putem ține. Încă o dată, sincere mulțumiri tuturor, mult succes tuturor, celor care simțiți că aveți o concurență mai puternică decât vă așteptați. Suntem aici să ajutăm cu mai mult efort zonele care au, să zicem, dubii în ceea ce privește rezultatul. Dar sunt convins, la sfârșit, sigur, mi-ar plăcea să fie 87 din 87, dar nefiind, să nu pomenesc țări din Asia, nouă ne-ar plăcea pentru oameni să câștigăm tot. Nu o să putem câștiga tot, dar sunt convins că împreună vom reuși să fim prima organizație pe țară a Partidului Social Democrat. Mult succes și suntem alături de dumneavoastră! Mulțumim, domnule președinte, și nu putem să încheiem o întâlnire a noastră a PSD-ului decât cu cel mai frumos imn.
Bună ziua, mulțumesc că ați dat curs invitației noastre la această conferință de presă de după lansarea candidaților de la din UAT-urile județului Buzău pentru alegerile locale din iunie 2024. Va fi, cum știe toată lumea, cuplat acest rând de alegeri cu alegerile europarlamentare. Suntem începând de acum în linie dreaptă, vom face tot ce trebuie pentru a comunica oamenilor că echipa Partidului Social Democrat, atât de la municipiu, de la județ, cât și din fiecare localitate, au făcut lucruri importante pentru oameni și că avem proiecte și pentru viitor, astfel încât să continuăm dezvoltarea Buzăului. Suntem, cred, în poziția de a prezenta candidați în toate UAT-urile cu reale șanse de câștig. Ne dorim să obținem și un vot politic extrem de bun pentru a reuși să avem majorități în consiliile locale și în Consiliul Județean. Ne dorim să aducem un vot foarte important pentru lista comună la europarlamentare, pentru că este evident că ceea ce poate oferi coaliția PSD-PNL este stabilitate, performanță, eficiență în guvernare și pentru următorii 4 ani. Iar dacă această listă va fi validată prin votul românilor, este clar că acest proiect funcționează și va merge înainte și după anul 2025. În rest, vom face tot ceea ce ne este permis legal cu maximum de efort și implicare, astfel încât să ne transmitem mesajele peste tot. Suntem conștienți de așteptările pe care le au românii și vom veni cu proiecte astfel încât toate aceste așteptări să fie îndeplinite. Este o poziție administrativă extrem de importantă, până la urmă este o poziție politică. Din punct de vedere al administrației am un trecut cu două direcții de acțiune, ca să spun așa. Am lucrat în privat, în zona de management, mai mult de 27 de ani, ceea ce m-a ajutat foarte mult să pot fi, zic eu, un ministru decent în 2 mandate la cultură. Deci am toată experiența administrativă necesară. De la București, din partea de legislativ, am fost foarte aproape de partea de administrație și cred că împreună cu echipa, care a fost și până acum o echipă extrem de performantă, să putem răspunde solicitărilor buzoienilor. Nu cred că sunt nici mai bun, nici mai rău decât alții, dar cu certitudine sunt foarte motivat și dedicat să-mi duc la bun sfârșit această însărcinare. N-a fost o decizie ușoară, cum nu cred că a fost pentru nimeni o decizie ușoară, dar în același timp suntem acolo unde este nevoie de noi. Sigur că am avut 8 ani de mandat în Senatul României, am avut poziții importante acolo, și ministru, și președinte de comisie, și președinte de delegație a Parlamentului României la OSCE, purtător de cuvânt, mă rog, da, ziceam și colegilor, multe funcții de astea nu sună bine, dar de fiecare dată când am primit câte una am încercat să mă achit cu bine. Este o muncă de echipă, munca politică și, în general, președinții de organizații sunt primii chemați să candideze și să valideze electoral tot ceea ce cer de la colegi. Cea mai mare provocare cred că va fi la Consiliul Județean, pentru că este o muncă cu multiple direcții de acțiune și cu decizii în foarte multe domenii. Nu sunt numai străzi la Consiliul Județean, mai e și cultură, mai e și sănătate, mai e și îngrijirea copilului și așa mai departe. Dar unde am avut satisfacții și mi-a plăcut foarte mult a fost în guvern, în Ministerul Culturii. Aia chiar a fost o chestiune în care în Parlament lucrurile se desfășoară cu o viteză mai redusă. Adică poți să începi o lege azi și să-ți o promulge președintele după 8 ani de zile. În guvern, ca și în Consiliul Județean, ai șansa ca ceea ce decizi azi să întâmple azi. Și a fost o dinamică care mi-a plăcut și de care sper că m-am achitat cu... Există o echipă deja, echipa Consiliului Județean este formată în primul rând din echipa de tehnicieni ai Consiliului, fără de care nu poți merge înainte, achiziții, finanțe, juridic și așa mai departe, vicepreședinți Consiliu,
A doua mare echipă este echipa de primari, indiferent de culoarea politică a primarilor respectiv, și noi ne putem mândri cu faptul, și domnul Neagu a făcut întotdeauna acest lucru, n-a făcut diferență de culoare politică între primari, PSD și alți primari, pentru că până la urmă dezvoltăm județul pentru oameni și nu pentru o culoare politică. Îmi doresc să lucrez cu mulți din PSD, dar cei care nu vor fi din PSD vor avea aceeași ușă deschisă. Iar echipa importantă, iarăși, pentru dinamica de dezvoltare a județului este echipa între Consiliul Județean și Primăria Municipiului Buzău. Și cred că vom avea o echipă extrem de bună. Sunt convins că vom avea o echipă extrem de bună în această privință. Care este targetul pe care organizația și l-a propus pentru aceste alegeri locale? Eu îmi doresc la alegerile europarlamentare, pentru că le avem și pe acestea, să mergem peste 60%. La alegerile locale îmi doresc să avem un număr de primari mai mare decât a avut maximum Partidul Social Democrat pe vremea președinției domnului Ciolacu, care au fost 77, deci îmi doresc să depășim acest număr. Iar în ceea ce privește scorul politic, noi am avut 57% anul, acum 4 ani, îmi doresc să depășim această cifră. Îmi doresc iarăși amical, discutând cu colegii de la Olt, să-i batem de data asta, să fim pe primul loc. Și dacă nu veți obține aceste scoruri, ce să mai... De când am fost aleși în aceste funcții, am spus că după aceste alegeri ne vom pune mandatul pe masă, chiar dacă sunt doar 2 ani de când am fost validați pentru un mandat de 4 ani, și vom lăsa colegii să decide ce se va întâmpla. Dar eu vreau să plecăm cu ideea că ne vom atinge și ne vom depăși aceste targete. Ce strategie veți avea în această campanie? Este o strategie clasică pentru ceea ce a făcut Partidul Social Democrat. Vom avea peste tot conducători de zone, fiecare municipiu Buzău, județul Buzău sunt împărțite în zone care vor avea coordonatori, fiecare comună din echipa de zonă va avea coordonatori, vom fi peste tot pe străzi să vorbim cu oamenii și să ne prezentăm proiectele, vom fi împreună cu dumneavoastră, pentru că este o perioadă importantă, prezenți în media, acolo ne vom fi invitați, astfel încât să convingem prin mesajele noastre și prin proiectele noastre oamenii să ne voteze. Este o strategie clasică de campanie, unde suntem foarte buni. Și aici vreau să-i mulțumesc lui Romeo Lungu, secretar executiv, care este un extraordinar organizator, mulțumesc domnului Adi Petre, și ferește cu Petre Neagu, cu domnul Toma, cu toată lumea vom... Nu e nimic, secretul este organizare. Nu există vrăji sau magie. Apari și spui, gata, l-am câștigat. E muncă, om la om, pe tot terenul. Și o vom face, că am făcut-o de fiecare dată. Suntem bucuroși, pot să-l rog pe Romeo, eventual, dacă poate să bată cu vocea în microfoane. Am avut și am mulțumit și în sală primari care au decis, și e raritate, vă spun, adică nu găsiți în politică prea des pe cineva să lase locul altcuiva. Primul, și mulțumesc domnului Neagu, că a decis după 20 de ani să continue în Parlament, și sunt convins că va fi o mare câștig pentru Parlamentul României. Am avut primari la Cernătești, la Pietroasele, la Grebănu, care au decis să facă un pas lateral și să lase tineri să continue. Am avut, venind spre noi, oameni care în mare majoritate au fost tineri, am avut evaluările noastre proprii și am decis să mergem în anumite locuri cu alți candidați și acolo ne-am orientat către tineri. Din păcate, doamnele nu vor foarte mult să se implice în politică. Avem Robeasca, Puiești și acum Năieni. De fiecare dată când vom identifica un candidat femeie pentru poziție, o vom susține din toate puterile. Dacă vrei, zici ceva în plus? Da, este... De fapt, s-a făcut anul acesta ceea ce nu s-a făcut niciodată în cadrul partidului nostru. Sunt peste 15 primari în funcție care nu mai candidează. Fie că ei nu mai vor sau au găsit acolo o altă strategie împreună cu un nou candidat să facem o echipă și să câștigăm alegerile acolo. Al doilea punct. Sunt foarte mulți candidați tineri. I-ați văzut și dumneavoastră în sală. 30 ceva de ani, 40 până 50. Evident, mai sunt câțiva primari peste 60 de ani, dar foarte mulți sunt candidați noi și tineri. În 25 de organizații sunt candidați noi. Evident că am reușit să facem echipa acolo, chiar dacă, cum a spus domnul președinte, Pietroasele, Râmnicelu, Grebălu, Bozioru, Rușețu și celelalte, unde am reușit să facem o echipă, unde acolo candidatul nostru face echipă cu actualul primar. Deci este un lucru foarte bun pentru noi și am reușit să facem această echipă și, într-adevăr, avem cea mai bună echipă pentru Buzău.
Din fericire sau nefericire, e bine să ai competiție electorală și e bine să ai contraparte când prezinți programe. În Buzău am dovedit că suntem foarte buni și atunci constatăm că există o întârziere în a prezenta candidații, în a ieși cu programe. Noi așteptăm, nu o să fie în niciun caz o campanie negativă, sub nicio formă. Nu o să vedeți mesaje negative, nu o să vedeți, cum să spun, atacuri la contracandidați. Totul va fi pe pozitiv și va fi pe ceea ce avem de făcut și pe ceea ce am făcut. Trebuie să decide adversarii noștri unde este mai greu. Sunt, dar nu vrem să le spunem. Avem analiza noastră, sunt locuri unde suntem la bătaie, dar dacă le-aș zice... Să vor canaliza acolo mai mult. Lasă-ți să fac campanie peste tot. La europarlamentară noi avem din Buzău un candidat. Avem din zona 2, că e o zonă plină de talente, este domnul Nica de la Galați și domnul Tudose de la Brăila. Și de la Buzău avem pe domnul Andi Cristea pe poziția 20, pe lista comună. Da, poftiți? Eu spun să fie primul peste linie, pentru că în primul rând cred că o să avem un scor foarte bun și în al doilea rând cred iarăși că dacă vom merge înainte și românii vor vrea așa și vom avea guvern în continuare, vor fi câțiva colegi de la Bruxelles care vor veni în guvern. Și atunci inevitabil va juca în favoarea lui Andi Cristea această mișcare. Dar ne bucurăm că este un tip care a dovedit și acum este raportorul la PCE-ului, e vocația lui este europeană și mi-aș dori să fie acolo. Și domnul europarlamentar Nica de la Galați își va deschide cabinetul europarlamentar în județul Buzău. În municipiul Buzău. În municipiul Buzău. Iar ce mă? Primar, de ce vă mai doriți încă un mandat? O fac așa, cu dragă, sunt o mulțime de proiecte în derulare. Făceam o socoteală așa, vreo 350 de milioane de euro de marate acum în proiecte, din fonduri europene. Dar nu numai atât, avem multe, multe proiecte, proiecte pe care le-am visat și proiecte care le pot pune în practică și, iertați în lista de modestie, este nevoie de mine ca să le duc la capăt. Vom reîmprospăta echipa, sperăm să avem și niște doamne, că tot aminteați de treaba asta. Deci, oricum, prin țară, așa, cred că suntem între singurii, totuși, care avem două doamne în Consiliul Local. Singure care una viceprimăriță, ceea ce nu este rău. Am încurajat chestia asta și, având în vedere că și primăria, probabil 90%, mai puțin polițiștii locali, sunt doamne și ne-am descurcat în situație foarte proastă, așa cum știți, suntem cu organigrama blocată de 8 ani și noul organigrama a fost suspendate, așa că viața e frumoasă, tot timpul avem provocări, cu oameni foarte puțin trebuie să facem foarte mult. Și le vom face. Domnul Rache nu va mai candida pe listă. Dacă nu mai candidează, normal, cum să mai fie? Nu, domnul Rache, am avut discuții cu domnul ca să nu lăsăm zvonurile să funcționeze. Dânsul a fost în Consiliul Județean la acel moment, pentru că a fost alianța cu Pro-România. În acest moment am avut o discuție cu dumnealui, a zis că nu vrea neapărat să participe la Consiliu, dar va sprijini echipa Partidului Social Democrat, cel puțin pe zona unde este dumnealui localizat, începând cu zidurile, dar toată zona de acolo, cu Bălăceanu, cu Cochirleanca, cu va acționa și dânsul pentru noi. Și va rămâne să vedem mai departe politic cum vom colabora. Dar dumnealui a fost și decizia dumnealui să nu mai candideze. Eu nu am vorbit în numele domnului Ciolacu. Este o dorință mea și o spun din suflet. Una, sunt buzoian. Doi, și domnia sa reprezintă județul și din punctul meu de bine, cu orice părere personală, este subiectivă. Nu-i așa? Dar eu îmi doresc din tot sufletul să fac ceea ce pot eu în cadrul organizației împreună, eu știu, colegii mei, ca să fim în primul rând organizația numărul 1 și chiar suntem a Partidului Social Democrat din România, iar dorința noastră, cred, a marea majoritate a buzoienilor, să dăm un președinte român. Da, asta... Nu, ce a spus domnul Ciolacu e foarte real, adică și corect. Noi nu știm ce vom face mai departe corect. Până nu vedem ce e pe 9 iunie. Dacă lista comună funcționează, deci vom avea proiect comun până la capăt. Proiect comun însemnând eventual chiar și candidat comun la președinție. Dacă nu funcționează, eu îmi doresc să funcționeze pentru că ce am zis și în sală, nu este o decizie ușor de acceptat
pentru PSD în sudul și în estul țării, pentru PNL în vest. Pentru că spun, de ce să-i ajutăm pe ăștia? Că noi suntem... Una peste alta, interesul național e mai mare decât interesul local, iar faptul că poți pierde un loc de europarlamentar sau pierzi un loc de parlamentar la nivel local, dacă vom avea liste comune, faptul că avem o coaliție care poate asigura stabilitate e mai important. Petre Neagu și-a făcut treaba foarte bine. Din punctul meu de vedere, nu pot decât să continui ceea ce a început și... Mai sunt anumite lucruri. Sigur. Și bineînțeles, văzând că nu sunt familiarizat la nivel de detaliu cu ce se întâmplă acolo, poți să vii cu... Că după 20 de ani, cred că asta e și motivul lui Petre Neagu. Vii cu ceva ieșit din cutie, adică după ce stai 20 de ani, începi să le vezi la fel. Vine unul care... Exact și dumneavoastră, când mergeți acasă și vedeți că nu mai e lucru pus unde a fost, da? Ai ochii proaspeți. Dar nu e nimic de cum să spun eu, de reparat, cel puțin la prima instanță. E de continuat. S-a făcut foarte mult, o să ieșim cu programul, o să vedeți unde era județul în 2016 și unde e acum. S-au făcut lucruri absolut importante. Mergeți prin comune, este ceva... Adică vezi asfalt peste tot, școli reparate, parcuri, rețele de gaze. Chiar s-a dezvoltat și vreau să transmit prin intermediul dumneavoastră și acest mesaj oamenilor. Nu mergeți după mesaje anti-Europa sau anti-Vest. Am luat din 2007 și până acum 93 de miliarde de euro de la Europa și am plătit doar vreo 30, deci beneficiu net 63 de miliarde pe care îi vedem în fiecare colț de țară. Nu putem fi în afara locului unde ne-am născut acum 2000 de ani. Orice mesaj pe lângă este un mesaj care apelează la o coardă nostalgică și care tinde spre un vot de penalizare. Sigur, am greșit cu toții că suntem politicieni și nu avem cea mai bună imagine. Dar merită să se gândească de două ori oamenii înainte să pună ștampila. Strategia pentru primăria capitalei s-a schimbat odată cu apariția acestor sondaje. Nu, acolo, vă spun la modul cel mai sincer, e foarte greu să discerni între un mesaj de analiză corect și un mesaj partinic. Până la urmă am văzut că fiecare are câte un favorit. Domnul Cârstoiu este sub un atac permanent, constatăm permanent că se spune că se retrage. Iese toată lumea, domnule, nu se retrage. Am aflat noi că nu e mulțumit de echipa. Nu, domnul Cârstoiu cred că are profilul necesar pentru capitală, dincolo de faptul că oamenii tind să vadă un parizer mâncat la bordură, mamă, ce popular. Ok, poate merge la sectorul 5. Eu cred că un manager de spital, un om care a adus milioane, zeci și sute de milioane de euro din fonduri europene pentru acel spital, un om care are firma din 2005, e judecat că are o avere care este o zecime din averea lui Clotilde Armand. Haideți să transmitem cât putem mesajele corecte și eu cred că cursa se încheie pe 9 iunie, nu acum. Vorba lui Marcel Ciolacu, dacă tot sunt așa de importante sondajele, facem unul și îl punem primar pe ăla care a ieșit pe primul loc. Că nu mai cheltuim bani. Deci eu am încredere și îmi place omul foarte mult. Nu l-am cunoscut înainte decât prin telefon, dar chiar îmi place. Altcineva? Dacă nu mai aveți întrebări, vă mulțumim. Mulțumim mult de tot!